Bine v-am regăsit! Vineri cerul va fi parțial acoperit de nori. Termometrele vor indica valoarea de 25 de grade Celsius atât în Reghin cât și în Târgu Mureș. De asemenea, pentru Luduș și Iernut sunt prognozate 25 de grade Celsius. 24 vor fi în Sighișoara și în Batoș. În Sovata vor fi 22 de grade, iar la Stânceni, mercurul din termometre va indica valoarea de 18 grade Celsius. Și în afara județului nostru, vremea va fi frumoasă. În Brașov sunt prognozate 20 de grade Celsius, iar în Sibiu 23. La Cluj-Napoca, termometrele vor indica 24 de grade, iar la Bistrița și Alba Iulia 25 de grade. În București, cerul va fi mai mult senin, temperatura maximă fiind de 25 de grade Celsius. Vineri noaptea, cerul va fi parțial noros. În Reghin, termometrele vor indica valoarea de 14 grade, iar în Târgu Mureș 15 grade Celsius. Ziua de sâmbătă se anunță ca fiind una călduroasă. Temperatura maximă prognozată în Reghin va fi de 27 de grade, în timp ce la Târgu Mureș sunt prognozate 26 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!